Bună seara, dragii mei, bună seara, dragile mele, bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Mărturisesc că în ultima perioadă am tot primit tot felul de mesaje, cum că, asta ca să vedem dacă ne potrivim cu subiectul pe care urmează să le expun. Spuneam că există situația în care există acest social media, aceste rețele de comunicare, de socializare, prin intermediul cărora putem face foarte, foarte ușor cunoștință cu X, cu Y. În sfârșit, s-ar putea să ne fi picat cu trunc o anumită persoană. Nu vă cunoașteți personal sau nu ați ajuns până în momentul în care să vă cunoașteți personal. Vă placeți foarte mult, probabil că sentimentele sunt reciproce, doar că nu știți ce urmează. Este posibil oare să vă întâlniți vreodată? Este posibil oare să fiți într-o relație, poate și pe termen lung, este posibil să fie sufletul vostru pereche? Asta o să discutăm în cele ce urmează. Probabil că sunt printre dumneavoastră persoane care se află într-o, cum să-i spunem, astfel de situație, într-o astfel de relație și nu știți până la urmă dacă merită să investiți emoții sau să o luați ca pe o joacă, să spunem așa. Și atunci vreau să știu dacă vă veți întâlni vreodată și care sunt șansele ca această relație să se înfiripe sau să se materializeze un cuplu. Este posibil ca acea persoană să nu poată să facă următorii pași din cauza faptului că este într-o altă relație. Deci și o să aflăm cât mai multe pe tema aceasta și în acest sens vreau să îi răspund în special Luizei, care m-a rugat mult să fac această etalare. Sigur că sunt foarte multe persoane care se află într-o asemenea situație. Dacă cumva rezonați cu subiectul pe care l-am expus anterior, atunci haideți, rămâneți un pic să vedem despre ce este vorba. Ce va face persoana respectivă, mai ales dacă se află într-o altă relație, se îndrăgostește de voi, încearcă să plece din relația respectivă. Am să extrag acum energia generală, prin intermediul acestor mesaje, energia generală a acestei etalări. Este o relație cu potențial? Se materializează această, se concretizează această relație sau nu? Energia generală constă în foarte multe mesaje. Haideți să vedem despre ce este vorba. Păi, în primul rând, având în vedere că acest mesaj a ieșit drept, nu întors, persoana aceasta, sunt foarte multe cazuri în care nu este foarte bine din punct de vedere emoțional. Probabil de asta a și căutat un refugiu în rețele de socializare, a căutat un refugiu în voi, probabil că v-ați intersectat din această pricină, pentru că altfel probabil nu ar fi fost prezent sau prezentă pe rețelele de socializare. Spuneam că există tot felul de conflicte, tot felul de scandaluri în familie, în familia sa. Deci probabil acesta este motivul pentru care încearcă să evadeze în social media. O să vedem și dacă este serios acolo și dacă urmează o separare, o despărțire și ce va fi cu voi. Este o persoană care acționează sub impulsul momentului, acum ori niciodată. Prezentul contează în secunda aceasta și cred că este extrem de instabilă din punct de vedere emoțional. N-am să vă ascund ceea ce simt în momentul de față vis-a-vis de persoana aceasta. Sigur că este o etalare generală cu care ați putea sau nu să rezonați. Doar vreau să confirm faptul că, asta în cazul în care vroiați să aflați, face anumite demersuri sub impulsul momentului și mai ales atunci când se ceartă cu prietena, cu iubita, cu prietenul, cu iubitul sau cu soțul, soția. Există și un alt mesager mai rar pentru o anumită categorie de urmăritori. Există de asemenea posibilitatea ca persoana respectivă să își fi pierdut pe cineva drag. Nici nu contează când, pentru că emoțional este distrus, este emoțional distrusă, fie că este un el, fie că este o ea, dar și din acest punct de vedere poate acționa așa. Găsește refugiu în social media din cauza unui anume moment
conflictual, moment emoțional, doliu emoțional, ceartă în familie și așa mai departe. Acum, ori niciodată, fac chestia asta, vreau cumva să îmi umplu un gol, ar spune persoana la care voi vă gândiți, poate și inconștient, vreau să umplu acest gol, nu-și găsește starea, este agitată, mai ales din cauza acestui moment culminant petrecut în viața sa. Sau scandalurile repetate. Sufletul său este golit și atunci probabil că vrea o escapadă, vrea o aventură sau vrea pur și simplu ceva să-i umple acest gol, inclusiv dacă a pierdut pe cineva în viața sa. Nu vă spune absolut tot, probabil că vă amețește puțin așa din punct de vedere al veștilor pe care vi le dă, dacă ați făcut schimb de mesaje, sunt situații în care nu vă cunoașteți deloc, astfel încât nu știți cum procedează persoana respectivă. Nu că ar vrea să vă facă vouă neapărat rău, pentru că, v-am spus, face niște lucruri din inconștiență. Cumva oferă niște vești false tocmai pentru că vrea să-și umple acest gol. Nici pomeneală de relație pe termen lung, nici pomeneală de vreau neapărat ceva serios, mă separ, divorțez sau îmi refac viața dacă am rămas văduvă cu această persoană, adică cu voi, fie bărbați, fie femeie, adică nu este, este limitat din acest punct de vedere, sau limitează, mai bine spus, ca să nu greșesc, din acest punct de vedere, restricționează sufletul. Deci, din punct de vedere emoțional, cel puțin în momentul acesta, așa cum îl simt sau cum o simt, nu vrea să meargă dincolo într-o relație pe termen lung, ci doar să trăiască momentul prezent, să-și umple acele goluri lăsate de scandalul sau pierderea unei persoane dragi. Acum că s-a intersectat cu voi, asta este. Este o experiență binevenită și pentru voi și pentru persoana respectivă. O să vedem imediat ce urmează. Este o persoană care știe să cucerească, dacă nu va cuceri deja, va face absolut totul să vă cucerească, pentru că nu se lasă până când nu își îndeplinește propriile scopuri. Este posibil chiar să fiți un scop, pentru că, având în vedere mariajul respectiv sau având în vedere distanța, consideră că nu creștește cu nimic. Poate să fie un payback, poate să fie o răzbunare, să spunem așa, pe persoana, mă tot feresc de aceste cuvinte cu vibrație joasă, dar uite că nu am ce să fac. Să spunem, să plătească cu aceeași monedă persoanei care îl șicanează, să spunem. Da, mie mi se pare, sigur că vom afla și amănunte suplimentare tocmai pentru a rezona și mai bine cu mesajul, că n-are rost să învinuim bietul om sau, în sfârșit, aici nu suntem să judecăm, să spunem despre anumite lucruri, care nu sunt adevărate. Dar, în sfârșit, dacă rezonați și cu descrieri fizice sau cu anumiți timp, probabil că mesajul acesta este pentru cineva, nu știu, și pentru tine, Luiza, dar în sfârșit, sper să îți faci un pic curat, așa, în emoții. Este o persoană care apare neașteptat, care dispare neașteptat, care cucerește neașteptat, se bazează pe faptul că nu rămâne într-un loc. De asta spun că sare dintr-o relație în alta. Deci vedem despre ce putem să mai... Poate lucrează în transporturi sau are legătură cu tot ce înseamnă transport, în comunicare sau este foarte, foarte profi pe partea aceasta de comunicare. De asta spuneam că știe cum să-și aleagă cuvintele, știe să cucerească și dacă are ceva, un obiectiv mai clar, un scop, o redută de câștigat, o va face. Este o persoană care îi place foarte mult să cucerească o redută. Dacă voi sunteți o redută, va face absolut totul să cucerească. Atenție că în momentul în care cucerește, se plictisește foarte repede și pleacă mai departe. Mai ales dacă este o persoană implicată într-o
relație de căsătorie. Foarte, foarte rar în această situație persoana respectivă va rămâne cu altcineva. Se mișcă foarte mult, de asta spuneam, se mișcă foarte mult, este agitat, poate și prin intermediul activității profesionale se mișcă foarte mult, că spuneam, de transporturi sau în sfârșit mergem cu mașina sau este o persoană foarte destupată la minte, foarte isteață, totdeauna are așa obiective, v-am zis, scopuri, gândește foarte mult, e strategic sau strategică. Gemeni fecioară în primă fază, ca semne zodiacale predominante, leu, săgetător, berbec, scorpion, pești, ca semne zodiacale predominante. Ne gândim acum în primul rând la această persoană, emoțional vorbind, vis-a-vis de voi, această persoană vis-a-vis de voi, să spunem, în prezent. Există iubire, există îndrăgostire și, într-adevăr, poate s-a îndrăgostit de voi. Sau, în cele mai multe cazuri, s-a îndrăgostit de voi. Datorită faptului că sunteți o redută greu de cucerit. În orice caz, situația în care sunteți amândoi, în care este această persoană, îl activează. Își bagă singur bățul prin gard. Ia să vedem, pot să îmi mai confirm bărbăția sau feminitatea, are nevoie de confirmări. Mai ales în cazul în care nu este apreciat acolo, în familia sa. Dacă nu este apreciat de soție, dacă nu este apreciat de... sau nu mai este apreciat, dacă este energie bărbătească, energie masculină, nu este apreciat sau nu mai este apreciat în familie, în prietenia sau în relația sa, cu siguranță caută în altă parte. Caută, se îndrăgostește, cucerește, după care pleacă mai departe, se plictisește. Deci fără doar și poate este persoană care s-a îndrăgostit de voi sau se va îndrăgosti de voi. Posibil să fie o persoană șatenă, părul deschis, părul spicat din șaten. Poate să fie grizonat pe aici, așa, prin părți, dacă este bărbat. Părul, volum ondulat, ochii negri în foarte multe cazuri. Atenție! Gropiță nu în barbă. Sigur că acestea sunt doar pe bizme. Se spune că bărbații care au gropiță în barbă sunt cuceritori. În sfârșit. Sau face absolut tot ce stă în putință să vă... Și aici, uite, mulțumesc de mesaj de inspirație. Face absolut tot ce stă în putință să vă cucerească sau să vă determine sau să vă facă să vă îndrăgostiți de el sau de ea. Și cred că mai degrabă așa. Și știți de ce? Pentru că aici are un, este un pic legat, știți, este o legătură. De asta mă face să mă gândesc că îi place să cucerească, îi place să facă pe cineva să se îndrăgostească. Dar gândurile sale nu sunt pe viitor. Ok, o fac să se îndrăgostească de mine pentru că vreau să rămân cu ea, pentru că vreau să renunț la tot și să mă implic în această relație, să ne mutăm împreună, să avem o relație pe termen lung și acolo unde este cazul să facem și un copil, să întemeiem o familie și așa mai departe. Această legătură spune că îi place la nebunie să facă lumea să se îndrăgostească de el, de ea. Dar nu se implică în relații, de aceea este o persoană care se îndrăgostește foarte ușor de femei măritate, de exemplu, căsătorite. Pentru că nu-i dau bătăi de cap. Și care, mă rog, doamne, domnișoare, care se află într-o relație sau au responsabilități, obligativități, sunt legate de mâini și de picioare, astfel încât dacă pleacă persoana respectivă, dacă se retrage, dacă pleacă, dacă abandonează, să nu fie, au și relații tăinuite, să nu cumva să fie date în vilea ca să-și facă rău singur. Adică nu se pune în pericol. Nu-și pune în pericol căsnicia, nu-și pune în pericol relația, nu se pune în pericol pe el. De aceea este posibil să tatoneze foarte atent terenul în ceea ce o privește pe ea sau pe el. Măi, e căsătorită, o duce bine, îmi spune că relația lor este ok. Aici să aveți puțin atenție, știți? Dacă cumva întreabă de voi în primă fază și vă trage de limbă, dar tu cum ești cu soțul tău? Dar tu cum ești cu soția ta? Dar tu cum ești cu...
copiii tăi sau corespundă la părinții tăi, da? În momentul în care lucrurile sunt ok, în momentul în care totul curge liniar, nu mai este nicio problemă, dar dornici voi sau dornice de o aventură, atunci da, este absolut un teren propice pentru a satisface aceste nevoi emoționale. Încercați, ca o recomandare, cred, venită din part, cred, mai mult ca sigur, și din partea mea, deși nu îmi permit să mă implic cu nimic în aceste etalări, încercați cumva să testați persoana respectivă și să îi spuneți că sunteți pe cale să vă separați, să divorțați, să lăsați totul pentru următoare relație, că vreți o relație stabilă, pe termen lung. Nu știu, să-și dea seama persoana respectivă că dacă se implică într-o relație cu voi, s-ar putea să nu prea mai scape. Și atunci, probabil că ființa aceea o să-și dea rama pe față sau nu, sau o să continuați. Deci, probabil depinde de acest lucru. Haideți că vă învăț la tot soiul de nebuneli. Glumesc, mai destindem și noi atmosfera. Speranță. Este speranță pentru voi. Este speranță pentru voi, dar nu cu genul acesta de persoane. Voi, există posibilitatea să aveți o mare șansă cu o persoană care se află tot la distanță față de voi, dar pe care ați cunoscut-o sau cu care v-ați intersectat. Trageți lozul cel mare. Vă așteaptă o fericire extraordinară și cred că o să vedem ce este cu această persoană. Este această persoană cea despre care am vorbit? Posibil să fie și această ființă sau să credeți voi că ați tras lozul cel mare. Este ca și cum ați fi jucat la loto. Speranța aceasta de a întâlni sau sperați cumva să vă apropiați foarte mult, sperați să vă întâlniți și este posibil acest lucru. Unii dintre voi, posibil să vă fi întâlnit. Dar mai nu vreau să tai aripile, ferească Dumnezeu, nu despre asta este vorba. Dar aici probabil că există un semnal de alarmă. Ai senzația că lucrurile merg dincolo de momentul prezent. Pentru că aici m-am gândit la ceea ce sperați voi și la ceea ce credeți voi despre relație. Înainte am vorbit despre sentimentele sale vis-a-vis de tot ce înseamnă o nouă relație romantică în viața sa. Fugă din momentele acelea culminante. Voi vă doriți sigur această relație cu o persoană sau, mă rog, o persoană de la distanță. Clar o să vină să vă cunoască, clar o să vă cunoașteți, o să vă placeți, o să fie o fericire, o perioadă extraordinară, o să aveți senzația că v-am zis, ați jucat, ați tras lozul cel mare, bucurie, îmbunătățirea relației. Persoane, ele, cu părul spicat, negru, grizonat sau cu un, nu știu dacă aveți un semn distinctiv în păr. De exemplu, o șuviță mai albă, să zicem așa, în păr, ochii negri. Doriți foarte mult oficializarea unei relații sau împământenirea acestei relații sau realizarea acestui cuplu la distanță. Deci perioada pe care o veți trăi, sunt șanse foarte mari să primiți o nouă experiență romantică care o să vă placă foarte mult. Ce va fi după această perioadă nebunie aceasta totală? Fericire, este posibil să intervină gelozie. Este o persoană foarte, foarte geloasă. O persoană care probabil așa este și în relația pe care o are în momentul de față. Sau, mă rog, poate vă spune că a avut. A plecat din relație din motive de agresivitate verbală, probabil și agresivitate fizică sau, da, nu vreau chiar, nu vreau să vă sperii.
dar vă va judeca foarte, foarte mult. Vă va judeca foarte mult. Fostele relații, gelos, geloasă, după această fericire și balanță. Mergem în continuare. Trio, persoana respectivă, sunt șanse foarte mari să fie stabilită într-o altă relație, iar pe voi lăsată sau lăsat așa, singur, singură, când vă este lumea mai dragă. Mai mult simt că este vorba despre dorința voastră de a cunoaște o relație sau o persoană cu o, să fiți într-o relație de lungă durată și o relație ok. Doar că persoana respectivă, dacă este stabilă, stabilită, de fapt nu stabilă, stabilită din punct de vedere lux, abundență financiară, financiar, bani, în sfârșit confortul său, foarte greu să plece de acolo. Pentru că voi aici sunteți la distanță, un du-te vino. Este bine, vă întâlniți, sunteți fericiți o perioadă, după care nu știu dacă vă ține așa, ia să vedem, dacă vă ține în stand-by, schimpană, știți? Eu, în sfârșit, sper să nu vă supărați pe mine, dar deja de atâția ani ne cunoaștem și nu mi-aș permite să ferească Dumnezeu să jignesc pe cineva prin anumiți termeni, dar în sfârșit câteodată acești termeni nu am cum să-i ocolesc. Beneficii financiare, beneficii emoționale. Exact cum spuneam la începutul etalării, da, m-am întristat așa puțin, m-am tuflit un pic pentru faptul că simt cumva din partea voastră o dorință și așa un boost mare de energie vis-a-vis de această persoană și încredere și speranță și dorință. Pentru că în unele cazuri este prea frumos și atunci există și această variantă de este prea frumos să fie adevărat. Vreau să știu dacă este o persoană sinceră. Chiar datorită faptului că face cumva să vă cucerească și să pară că este îndrăgostit sau îndrăgostită, vă face pe voi, vă îndrăgostiți, vă îndrăgostește de el sau de ea, după care unul dintre motivele pentru care se își ia jucările și pleacă s-ar putea să fie această gelozie exacerbată și să dea tot vina pe voi. Păi nu, că știi că tu hoțul strigă hoțul. Tu ești de vină, tu îți arunci ochii, tu te-am văzut eu pe rețele de socializare, că așa cum ai cunoscut pe mine, cine știe, că așa cunosc și pe alții și pe altele. Și nu ești sinceră, nu ești stabilă, ia să mă întorc eu acasă, ia să mă întorc la cealaltă relație. Cum să-mi părăsesc eu relația aceea, chiar dacă nu sunt bine, mă duc acolo. Lăsându-vă pe voi, dorindu-l și dorindu-o în continuare. Vine către voi, urmează să face schimb de mesaje, adică este prea activ sau prea activă. Face pași către voi, acționează, de asta vă încurcă puțin. Știți? Adică nu numai vorbește, dar și face, vine, se chinuie. Doar că vedeți? S-ar putea să aveți parte de această vizită chiar neașteptată a acestei persoane, acest aveți parte de tot soiul, spuneam la începutul etalării că este foarte strategic, aveți parte, veți avea parte de tot soiul de momente care o să vă facă sufletul să vibreze la cote înalte, momente de tensiune extraordinară. Vine seara, noaptea, să vadă, să vă fure un pupic, după care pleacă sau vă spune acest lucru, vin să te fur, să ieși 5 minute doar la poartă, să te văd la casă, la, în sfârșit la serviciu, după care pleacă și nu stă în același oraș. Adică poate să facă și chestii de genul acesta, să vă dea cumva pe spate. Doar că și foarte
curând, maxim luna august, veți avea parte de această vizită neașteptată a acestei persoane. Posibil să petreceți un weekend împreună, posibil să petreceți ceva timp împreună. Sau dacă nu, v-am zis, poate vine să vă fure îmbrățișarea, după care să plece în orașul din care a venit. Este impresionant ceea ce va face. Sunt impresionante mișcările și pașii pe care îi face către voi. De asta vă și încurcă, cum spuneam. Poziția adversarului este conflictuală, persoana respectivă, certăreață. Da, eu sper să nu fie așa o ființă care dă în patologie, știți? Adică sunt și acele persoane care dacă pun ochii pe voi, se îndrăgostesc de voi, vă face să vă îndrăgostiți de aceste persoane, după care dacă, eu știu, se întâmplă să călcați pe bec sau, nu știu, nici măcar atâta lucru, se transformă foarte ușor, mi se pare că este și bipolar, așa, se transformă ușor de la o stare, de la o stare la alta, foarte, foarte rapid, adică din iubiț ar putea să se transforme foarte, foarte rapid în dușman, în adversar, hai să spunem mai simplu. Este așa, cumva, de asta tensionat, agitat, hai să facem acum, dacă nu vrei acum, nu, eu acum vreau, dacă... Da. Vorbeam de acel schimb pană în paranteză și cu toate scuzele de rigoare, s-ar putea să fie, într-adevăr, se confirmă faptul că există o relație de trio aici, o relație triunghiulară în care celălalt este într-o relație. Și atunci încearcă să plătească cu aceeași monedă persoane cu care se ceartă, căutând pe rețelele de socializare. Acum, dacă v-ați întâlnit, vă placeți foarte mult, există love, doar că, mă rog, ați văzut motivele expuse de minunații ghizi spirituali. Adicții, să știți, are o slăbiciune la doamne și domnișoare, dacă este domn. Hai să le luăm pe acestea care au căzut, ce va fi cu voi. Deci am spus de relația triunghiulară. Au căzut. Sunt situații în care veți fi stabili o perioadă, pune ochii pe voi, fără doar și poate, vă supraveghează de la distanță. Cumva consideră că există și o... că sunteți un soi de posesiune vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă această persoană. Îi aparțineți cumva. Și atunci își dorește cumva să vă țină legată sau legat. Nu vă dă drumul. Na, nu mai să aveți grijă să nu vă țină legat sau legată acolo, unde se poate, bineînțeles, unde vârsta poate sau în sfârșit cu un copil. Poate să fie vorba și despre o doamnă sau domnișoară, că toți spun că energiile se întrepătrund. Mi se pare că în momentul în care pune ochii pe cineva, nu se lasă până când nu devine o posesiune, însă această carte înseamnă, mă rog, lipsă, cele două mesaje coroborate că au căzut împreună lipite, înseamnă, această carte oricum înseamnă tristețe, fără doar și poate. Tristețe, lipsă de emoții, sentimente și doliu emoțional, fără doar și poate. De asta spuneam. Adică nu e ceea ce pare în foarte multe cazuri persoana aceasta. S-ar putea să aibă și un pic de mustăcioară sau cioc în sfârșit. Păi este o persoană galantă. Este... visul oricărei femei, visul oricărei doamne sau domnișoare, visul oricărui domn. Dar aici, nu, să mă scuze domnii, este o persoană, mai... adică în sfârșit, cred că este o etalare mai mult pentru doamne, pentru că aici este o energie masculină care acționează în felul acesta. Implicarea unui copil, că tot avem energia generală și sarcini, deci știri false, sarcini și aici. Deci aveți mare grijă să nu încerce tot felul de tertipuri persoana aceasta.
În foarte multe cazuri, viitorul unei astfel de relații duce, în foarte multe cazuri, nu este o etalare generală, cum spuneam, dar putea să nu rezonați, mulți, nu majoritatea, pentru că este un mesaj foarte, foarte țintit. Ori există această suferință, doliu emoțional, tristețe, rămâneți fără persoana respectivă. Pentru că este foarte agitat, este foarte, foarte, foarte încrâncenată ființa aceasta sau va deveni una, va deveni încrâncenată. Adică, în prima fază, totul este absolut, absolut minunat, după care, din toată iubirea aceasta sau toată dragostea aceasta, se transformă în adversar, inamic, tristețe. Ce va fi cu voi dacă nu cunoașteți această persoană sau nu-i mai dați, vă suciți cumva și vă vedeți de viața voastră, alegeți altceva, deși sunt foarte multe persoane care deja sunteți acolo, implicate emoțional, chiar dacă nu v-ați cunoscut în sfârșit, să spunem așa, 100%. Cred că veți trece prin această experiență cu această persoană. Bunețel cu ochii negri, grizonat, s-ar putea să poarte ochelari, s-ar putea să aibă adicții, s-ar putea să fumeze foarte mult, s-ar putea să aibă prieteni care influențează negativ. Deci, cred că fără persoana asta, cred că vă este dată această experiență. Chit că vreți să ocoliți, chit că vreți să vă strângeți jucăriile să plecați, să părăsiți sau să nu dați încă o oportunitate, să nu dați șanse sau, în sfârșit, dacă comunicați prin intermediul mesajelor, să spuneți ok, mai bine nu, mă retrag. Cred că în foarte multe cazuri va fi nevoie să aveți această experiență cu această persoană pentru că este o lecție, cred că, a voastră sau a ambilor. Sunt niște, probabil, este o relație karmică. Nu ați dat clar întâmplător nas în nas cu această persoană, nici voi cu ei, nici ei cu voi. Și nu cred că vă ocolește. Nu știu ce va face, cum va face, că veți avea. Atenție să nu vă ceară bani. Nu știu, s-au ieșit de 3 ori, trei mesaje care includ acești bani. Sau avantaje la cele emoționale, financiare, nu știu. Nu știu, cu voi, poate că susțineți această persoană financiar sau faptul că voi sunteți persoane independente îl ajută foarte mult să nu-și bată capul cu chestia aceasta, să nu vă facă cadouri, să nu facă surprize, nu știți, și asta îl ajută foarte tare să finanțe, da. Mai ales dacă este Taur Fecioară și uite și Capricorn, în sfârșit. Îl ajută foarte tare să nu se prinde nimeni acasă, cheltuiește niște bani în alte relații. Veți trece prin. Poate este văduv, de asta spuneam că aici avem și un doliu emoțional. Poate că sunteți văduvi amândoi, poate că este văduv el. Nu știu, sau între timp. Nu pot spune din cauza, datorită. În sfârșit, există posibilitatea aceasta de a rupe cumva monotonia și a vă căuta pe rețele de socializare sau vă căuta reciproc, dar nu văd că nu scăpați unul de celălalt. În orice caz, se închide,
Experiența aceasta v-a fost dată pentru că aveți nevoie să învățați din ea, să învățați multe. Nu mi se pare în anumite cazuri că va dura foarte mult această relație, dar va fi intensă, momente intense. Din cauza adicțiilor sale, persoana aceasta s-ar putea să treacă prin niște șocuri destul de neplăcute. Se închide un cerc, se închide o etapă, iar voi veți avea parte de noi începuturi. Este posibil să vă certați cu persoana respectivă, conflict, să dați afară din casă, o dați afară din casă. Deci există și posibilitatea să faceți un cuplu cu această persoană, dar vă nici nu știu ce să zic. Vă indispune, vă întristați, vă supărați. S-ar putea să în relația cu voi să calce și strâmb. Să fiți așa într-o stare, dar cred că voi puneți capăt acestei relații. Nu vreau să vă întristez și nu vreau să vă tai aripile. Spuneam, nu este o etalare care se potrivește tuturor. Este o persoană. Deci cred că sunt foarte multe șanse să puneți voi capăt într-un final la această situație, datorită faptului că veți primi un mesaj. De astfel, dacă este datorită sau din cauza unui mesaj, ce ar conține acest mesaj. Da, o să vină, o să revină la voi, insistentă, o să vă dea mesaj care vrea să vină, se gândește la voi, insistă, dați afară pe ușă, vine pe geam. Voi sunteți într-o perioadă de cunoaștere, veți fi într-o perioadă de cunoaștere și cu altcineva. Nu scăpați așa ușor de această persoană. S-ar putea să mai fie niște șanse pe care îi le dați. Dar finalul este tot dezastru. Master of disaster. Nu știu ce să mai spun, că m-am bosuflat de tot. Într-o astfel de etalare, cam atât vreau să vă spun, cam într-o astfel de etalare, dacă considerați, n-am făcut niciodată până acum chestia aceasta, este prima oară când vă pot recomanda o etalare particulară, dar nu eu nu fac etalări particulare, dar dacă, că sunt destul de mulți profesioniști, îi alegeți pe cei cu care rezonați și care... În sfârșit, o să vă ajute să înțelegeți mai bine lucrurile în ceea ce privește detaliul, detaliat. Pentru că este în această etalare, sunt niște situații de care ar fi bine să știți. Deci dacă rezonați cu această etalare, sigur că nu vreau să vă sperii, Doamne ferește, dacă rezonați cu această etalare, ar fi nevoie de una individuală. Cu persoane de încredere, persoane profesioniste care vă pot ajuta să înțelegeți și să vedeți mai persoane cu har, clar viziune, care vă pot, persoane respective vă pot ajuta să vedeți și altceva, lucruri pe care nu am reușit să vi le comunic, să vi le spun din motivele zne de înțeles. Nu am această făcând voință divină. Sunt lucruri care, și aș vrea să mă înțelege, sunt lucruri peste care nu pot să trec. Pentru că altfel evoluția mea spirituală n-ar mai fi la fel și probabil că nici n-aș mai avea. Mi s-ar lua acest, să spunem, har, să spunem așa. Dar eu zic că ați avea nevoie de o etalare individuală pe tema aceasta, sigur. Dar v-am spus, nu vreau să vă sperii, ci doar să înțelegeți mai bine... lucrurile și cum puteți să echilibrați această karmă, pentru că este una care vine din de departe și, după cum am spus, am vrut să văd ce este după această relație. Dacă voi o ocoliți și nu vă implicați, dacă relația este tinerică, să spunem așa, și atunci încercați să o ocoliți, nu puteți. În foarte multe cazuri nu puteți, trebuie să treceți, trebuie. Vă este destinată această relație pentru că e nevoie să echilibrați acolo niște
niște karme. Ceva vine greu din spate și atunci puteți să o faceți. Puteți să o faceți, puteți fără doar și poate și o veți face. Deci veți ieși foarte... Veți ieși din această relație, nu știu cât de șifonasă așa, dar veți ieși din relație, aveți și alte posibilități, alte relații, alte experiențe, dar asta este una din care o să învățați mult, 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 mult. Cam atât, dragii mei, cam atât, dragile mele, vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc să aveți o săptămână importantă, cu multe realizări, cu multă sănătate, cu la mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere în această săptămână și vă îmbrățișez. Mulțumesc pentru vizualizări, mulțumesc pentru mesajele voastre. Sunteți absolut minunați, absolut minunați. Îmi pare rău că știți că în weekend nu pot să răspund la mesaje, dar le citesc și mă bucur de realizările voastre și vă îmbrățișez pe toți în egală măsură și aveți acolo un loc aparte, în inima mea. Numai bine. Pa, pa!